Vreau să încep cu o știre, cu permisiunea dumneavoastră, așa, să-i spun eu că e neplăcut pentru mine, puțin spus, eu cred că o să fie neplăcut pentru majoritatea cetățenilor care avem în țară. Mi-au trimis colegii o scrisoare care am împlinit-o de la companie de stat, Teleradio Moldova. Fiecare candidat are gratis câteva minute pentru a prezenta platforma electorală, pentru a prezenta un spot electoral și inclusiv au spot și la radio. Eu am făcut platforma noastră, cea cu care merg în campanie, așa cum o cred și o văd eu. Unul din punctele din platforma mea este interzicerea propagandei LGBT în școli. Nu vreau eu copiii dimitiți și bă, tumaniți la cap, nici cu rozul, nici cu albaștri. Sunteți de acord cu mine sau nu? Vă mulțumesc, uitați-vă și înscriu-i. Stimate domn și așa mai departe, compania Teleradio Moldova a recepționat mesajul în varianta cutare. Solicităm respectuos să fie exclusă sintagma. Eu sunt pentru interzicerea propagandei LGBT în școli din mesajul de promovare electorală. Teleradio Moldova își rezervă dreptul de a solicita Comisiei Electorale Centrale să se pronunce dacă sintagma respectivă poate fi difuzată în cadrul programului. Eu nu înțeleg. Oare ăștia de la Teleradio Moldova n-au copii? De-am și aici fac ca și bătrâni de culori diferite, treaba lor. Dar astăzi eu nu vreau ca copiii nici într-un sat, nici într-un oraș de Republica Moldova să fie cumva afectat de acest lucru. Îmi anulează spotul pentru ora 5 și mă rog să-l exclud. Dar eu vă spun un lucru. Mai repede se va exclude toată conducerea Republicii Moldova decât eu să schimb poziția și ține de interzicerea propagandei LGBT în școli. Mai bine n-a să avem spot la televizor, a să merg ca să discut cu oameni în tot țara, dar eu n-a să merg după formula cuiva, să merg că le place lor, ori nu le place. Ideea și poziții mele care sunt, eu știu că sunt susținute de majoritatea cetățenilor de Republica Moldova, mâine mergem la curtea de apel și nu, în toate instanțele, eu vreau să văd care judecată își va asuma faptul că se meargă pșeșenii odată ei. Că ei spun că usatul se ocupă cu discriminarea. Spuneți, vă rog, când te ocupi cu discriminarea, eu și-am vorbit despre rasism, ori despre care e alb, care e negru la piele. Eu am vorbit despre faptul că copiii minori, care pot fi ușor influențați, n-aibă treabă cu asta.